În exercițiul financiar 2007-2013, României au fost alocate 19,7 miliarde de euro fonduri structurale și de coeziune și 13,5 miliarde de euro pentru dezvoltare rurală și plăți directe către fermieri. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a notificat autorităților române decizia sa de presuspendare integrală a programului operațional sectorial Creșterea competitivității economice și parțială a programului operațional sectorial Transport și a celui operațional regional în valoare de 10,5 miliarde de euro nerambursabil. În urma celor trei scrisori, avem la dispoziție 2 luni pentru a lua măsurile necesare de remediere a deficiențelor înregistrate în perioada 2010-2011 și pentru a demonstra că sistemele de gestionare și control, în special în privința achizițiilor publice, precum și a prevenirii fraudei și conflictelor de interese, funcționează în mod adecvat. Pentru programul operațional sectorial mediu, întrerupt și el de la finanțare în vară, plățile ar putea fi reluate. În ceea ce privește programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane de circa 3,5 miliarde de euro fără cofinanțare națională, este în procedură de presuspendare din luna august. Plățile ar urma să înceapă în decembrie dacă bugetul Uniunii Europene va fi rectificat, pentru că Fondul Social European nu mai are bani. Până acum, tot ce am absorbit pe fonduri structurale și de coeziune înseamnă 1,8 miliarde de euro, sub 10% din total. Dacă la transporturi, domeniul în care suferim cel mai mult, am atras cei mai puțini bani, circa 7%, la agricultură am absorbit 50%. Prin Programul Național pentru Dezvoltare Rurală au fost achitate peste 4 miliarde de euro. Proiectele finanțate vizează instalarea tinerilor fermieri, modernizarea exploatațiilor, a micro-întreprinderilor, creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere, sprijinirea fermelor de semisubzistență, înființarea grupurilor de producători, prima împădurire a terenurilor agricole, încurajarea activităților turistice. În 2012 au fost plătite aproximativ 600 de milioane de euro către fermieri prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Programul operațional pentru pescuit, coordonat tot de Ministerul Agriculturii, este sub semnul întrebării, plățile fiind blocate de la începutul anului din cauza deficiențelor majore constatate. Foarte puțin se vorbește în presă despre Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală din România, ce are ca obiectiv promovarea unui flux eficient de informații, schimburi de idei și bune practici și cooperare între organizațiile și instituțiile implicate în dezvoltare rurală și care poate îmbunătăți viața agricultorilor. În prezent, fondurile Uniunii Europene reprezintă principala sursă de investiții în România și, prin urmare, sunt un factor esențial de creștere economică. Așadar, nevoie de acești bani este ca de oxigen.